Suntem în acest moment la Clubul Sportiv Municipal din Onești. A fost un eveniment cu totul și cu totul special. Andreea Răducan, multiplă campioană mondială. Vreau să vă mulțumim în primul rând că ați venit aici la Onești și vreau să ne spuneți câteva din impresiile pe care vi le-au făcut sportivii de la Clubul Sportiv Municipal Onești. Pentru mine și pentru colegele de la Fundația Olimpică Română este o mare bucurie să fim la Onești. Pentru mine una și mai mare, pentru că am fost sportivă chiar la junioare, atunci când eram în activitate, așa încât mă leagă ceva amintiri de orașul Onești și mă întorc ori de câte ori am ocazia cu mare bucurie. Copiii pe care i-am întâlnit aici și copiii de la Onești, dar și cei de la Berzunți, sunt niște copii exemplari și excepționali și talentați și muncitori și cred că merită toată susținerea noastră, ne implicăm în măsura în care putem și cred că putem destul de mult, așa că scopul nostru este acela de a duce la bun sfârșit ceea ce ne-am propus, de a le construi o sală de sport în Berzunți, de unde provin o mare parte dintre ei, chiar dacă este destul de dificil să-i ajutăm punctual pe fiecare în parte, cred că prin construcția unei săli de sport în Berzunți oferim șansa de a izbuti, dacă vreți, în viață prin sport. Chiar dacă poate nu toți vor reuși să ajungă campioni mondiali sau campioni olimpici, știu asta, că tot ce învață acum în sport sau datorită sportului le va fi de ajutor mai târziu. Cum vi s-a părut atmosfera, chiar dacă acești copii sunt sportivi și viitori campioni, unii dintre ei deja sunt campioni, cum se descurcă acești copii la distracție, pentru că iată în acest moment e multă distracție aici. Evenimentul este dedicat lor și eu mă bucur din suflet că se simt bine. Pentru ei am organizat această seară în mod special. Au fost și cumiți, am văzut și câteva carnete de note și am văzut că învață bine și la școală, performanțe și la competițiile de lupte. Așa încât am vorbit cu moșul și dacă avem un moș Crăciun sportiv, ce putea să facă decât să ne trimită pe noi spiridușe să venim în ajutorul lui cumva și să le oferim în această seară copiilor echipamente sportive. Cu această ocazie aș vrea să le mulțumesc și sponsorilor noștri, Intersport, Carrefour, Brentag România și Allianz Siriac. Mai mult decât atât, parte dintre copiii care practică lupte sunt în programul de burse, de performanță al Fundației Olimpice Române și primesc inclusiv o sumă de bani lunar, astfel încât să mai luăm cumva din grijile părinților și din obstacolele pe care le pot întâmpina. Am vrea ca ei să se concentreze doar la antrenamente, la cât de bine se pregătesc și progresează, astfel încât să avem, sau și la anul, să venim și să vorbim despre performanțele obținute de micii luptători. Pentru că e distracție și vrem și noi să participăm la acest eveniment, pe scurt, ce ar mai fi de completat în legătură cu acest eveniment și ce mesaj aveți pentru sportivii din întreaga țară, având în vedere că vin sărbătorile de iarnă? Eu, în primul rând, aș vrea să mulțumesc Clubului Sportiv Municipal Onești, doamne Ingrid Istrate. Aș vrea să-l felicit pe antrenorul Sorin Iordache, care este alături de acești copii. Sper din suflet ca autoritățile și din Onești, dar și din Berzunți sau din județul Bacău, dacă vreți, să fie aproape de sportul românesc și de sportul oneștean. Așa, pentru că suntem la final de an, îmi doresc ca fiecare dintre noi să tragem linie și mai ales sportivii noștri să se gândească ce a fost bun, ce a fost mai puțin bun, să încerce să îndrepte lucrurile, pentru că vine un an extrem de important, an olimpic, unde ne dorim să avem cât mai mulți sportivi calificați la Jocurile Olimpice de la Rio. Va fi un an dificil, dar trebuie să îl luăm așa ca pe o provocare extrem de frumoasă. Noi, în măsura în care putem, vom fi alături de sportivii noștri și îi vom susține, le vom promova rezultatele, dar și munca. Vă mulțumim în numele televiziunii Exclusiv TV, vă dorim și dumneavoastră vă adresăm cele mai frumoase gânduri și vă mulțumim că ați fost alături de acești copii minunați și desigur sunt convins că ne vom revedea la Clubul Sportiv Municipal Onești. Vă mulțumesc și un an excelent tuturor!